Fiți atenți ce combinație avea marocanul ăsta. În primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Bă, ies într-o seară în parc. Parcul din El Ejido. Am ajuns acolo în parc. Ăștia erau deja strânși acolo în parc, băieții. Marocanii, albanezi, bulgari, arătare. Ăștia erau deja acolo în parc. Am ajuns în parc, îi salut pe băieți frumos, mă așez pe o bancă. Băi, mi-a sărit în ochi. Cum am ajuns acolo, mi-a sărit în ochi o mutră nouă, un marocan. Arătare era lângă mine. Zic, băi, arătare, cine e ăsta? Zice, n-ai mai venit pe aici, rusule, zice, de mult. Zic, n-am venit, arătare, zic, cine e? Zice, păi, de vreo două zile a venit aici în parc, zice, e nou. E nou pe aici, în zonă, bosule, și vine și mai stă și el aici cu noi în parc. Aha, zic, bun, mă. Zic, pe ce meserie e? Zic, vine acolo la Cas Converte, cumva? Zice, nu, nu. El e pe treaba lui, zice, ciorditor. Ah, bun, mă, arătare. Păi, acum, băiatul ăsta, care venise nou, marocanul ăsta, deci ăsta venise din Valencia. Din Valencia venise aici, în El Ejido. El ataca partea asta, Almerimar, Lagoa Dulce, Rocheta, zone turistice, știi? Zic, salut, bă, prietene, încă o dată, zic, te salut. Ce faci, zic, ce-i cu tine pe aici? Zic, lume nouă. Zice, da, zice, ai zis că te numești Adrian, nu? Am dat mâna cu el, zic, Adrian. Zic, da. Zice, Adrian, am venit aici în zona voastră, zice, zonă turistică, el, știi? Zonă turistică, bravo, mă, băiatule, zic. Și am venit pe aici, pe la voi, am văzut că vă strângeți în parc, zice marocan, am văzut că vă strângeți voi aici în parc și am venit și eu la voi să stăm de vorbă, poate mai facem și unele combinații, zice, cine știe. Bun, mă, băiatule, zic, bravo. Băi, marocanul a venit aici unde ne strângeam noi în parc cu gândul să facă combinații cu noi. El ce a zis? Ce lovește, bam, bam, să vină să ne vândă nou. Că știa că noi ăștia, majoritatea care stăteam aici în parc, știa că noi stăm și în față la Cas Converte și cumpărăm. Ați înțeles? El a studiat terenul, a văzut, a analizat. Și el tătea acolo în parc și ne analiza, bă. Uite așa, asculta și la mine, și la marocan, și la albanez, și la Bulgaria care mai erau acolo. Băi, stătea și ne lua seama. Că să vedeți ce bine ne-a studiat ăsta, marocanul ăsta. Bun, mă, băi, o seară, am ieșit și următoarea seară, vreo săptămână de zile la rând, ieșeam în fiecare seară, acolo în parc. Marocanul îmi spune după vreo săptămână, ăsta da veni nou acolo, să dă lângă mine, să așează lângă mine pe bancă. Zice, Adrian, te rog eu frumos, lasă și mie numărul tău de telefon, că vreau să te sun, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Bine, mă, zic, hai, notează. Bă, și dau numărul de telefon. Le-am dat numărul de telefon, am mai stat în seara aia acolo ce am stat, am plecat. El a mai rămas acolo în parc, după ce am plecat eu. Păi cum am plecat eu, să zic așa, că au trecut 10-15 minute. Sună telefon. Răspund. Zic, da, mă. Memorasem și eu telefonul, știi, numărul. Zic, da, mă. Zice, Adrian, ai ajuns acasă? Zic, da, mă, sunt acasă. Poți să ne întâlnim? Că vreau să vorbesc ceva cu tine. Zice că am ceva aur de vânzare. Zice el. Bă, zic, de ce nu mi-ai spus, mă, acolo în parc? Zic că ne dăteam într-o parte, vorbeam, nu, zice,
crede-mă că e mai bine așa. E mai bine așa, zice, ca să nu știe nimeni, au plecat și ei de acolo din parc, zice, ai plecat și tu, pe urmă, zice, am plecat și eu, zice, e mai bine așa. Bine, mă, zic, hai că ne întâlnim acolo în parc, zic, în 10 minute, un sfert de oră vin în parc. Bine, zice, eu te aștept. Băi, mă duc acolo în parc, marocanul m-a așteptat pe bancă. Zic, ia zi-mă, care e treaba? Zice, am niște aur de vânzare. Eu am stat aici în parc, zice, cu voi, că ai văzut. Nu prea sunt eu așa băgăcios, zice, să mă bag în vorbă, să vorbesc mult, să... Asta și am ascultat. Te-am ascultat și pe tine, și pe ăla, și pe ăla. Și am luat decizia, zice, dintre voi toți, să-ți vând ție aurul. Bun, mă, băiatule, zic, e la tine? Zice, da, e la mine, dar... Am decât un lănțișor acum. N-am toată cantitatea. Îți dau lănțișorul ăsta, ea probează-l, zice, cântărește-l și mâine, poi mâine, zice, eu îți mai aduc cantitate. Bă, eu acum m-am gândit, zic, bă, ăsta vrea să-mi vând așa de probă un lănțișor, să vadă prețul, să afle ce preții dau, să vadă ce fel de om sunt, nu să aruncă din prima cu capul înainte, știi? M-am gândit eu. Zic, bă, băiatule, zic, hai, dă-mi cu acel lănțișorul să ți-l probez. Scoate ăsta, fac. Îmi dă lănțișorul. Dă-i frumos piatră, dă-i lichid, pune pe cântar, uite, bă, atât tare. Zic, uite, atât îți dau pe gram, 16 euro. Atunci era preț bun. Preț bun, 16 euro. Bijuteria, 19-20. Maxim 20. Dă-tea bijuteria. 16 euro. Zice, Adrian, eu nu mă negociez cu tine, ăsta e prețul zonei, tu dacă mi-ai dat prețul ăsta, zice, așa să dai aici, în zona voastră, un preț bun, zice, nu vreau să negociez, dar în schimb, zice, vreau să facem treabă bună. Știi ce zic el? Știi ce zic? Adică, să nu vând piesele care le luam de la el, să nu mă apuc să le vând acolo în Spania sau la băieții care stătea pe acolo să îi fac probleme. Că erau ciordite și să nu-i fac probleme, știi? Zice, vreau să facem treabă bună, să fie bine și pentru tine, zice, să fie bine și pentru mine. Bă, zic, tu stai liniștit, zic, că eu sunt atâta timp aici. În zonă, zic, mă ocup cu treaba asta, tu stai liniștit, nu-ți face probleme. Tu dacă ai aur, tu adu-mi aurul. Tu nu sta să mă studiezi pe mine, să mă analizezi, să vezi dacă vând aurul pe aici, dacă zic că nu fac așa ceva. Eu aurul care îl cumpăr de aici, zic, direcția România. A, zice, bun, foarte bine, zice, gata. Gata, zice, am înțeles, dacă tu îl trimiți în România, totul ok. Bine, mă, băiatule, zic, hai să-mi aduci aur. Cum îți cade ceva să-mi aduci? Băi, eu acum știam de la arătare. Că v-am spus, ăsta venise acolo de 2-3 zile, dar eu n-am ieșit. Alea 2-3 zile n-am ieșit în parc, n-am avut timp. Dar arătare, auzi, l-a luat la întrebări. De unde ai venit, cu ce te ocupi? I-a spus arătare că și el ciorditor, că mai stă pe la casă, converte, calea. A băgat vorbă în vorbă acolo cu el. Bine, că ăsta nu se ferea. Marocanul nu se ferea, că el ne spunea nouă cu ce se ocupă, că auzise și de la ăla, că așa, și de la ăla, și de la ăla. Nu. Și ca să-și facă loc între noi, să-și vândă marfa. Ați înțeles? Deci eu știam că el e ciorditor, spărgător de case, de mașini, așa mai departe, dar eu nu știam de ce a venit el acolo în zonă. O să vedeți imediat, mă. Să vedeți imediat ce era cu marocanul ăsta. Ce șmecherii învârtea el și... Bun, mă! Păi, următoarea seară ies în parc, ia uite, acum și eu ieșeam mai des în parc acolo. Că știam că e ăsta acolo, mai vine cu marfă, mai stăm de vorbă, mai una alta. Ies în parc, următoarea seară. Marocanul în parc acolo și el nu lipsea. În fiecare seară, aproape în fiecare seară era prezent acolo. Că nu veneam, niciunul de acolo nu venea chiar în fiecare seară, când avea timp, bam, bam. Că acolo se făceau și combinații.
Dar ăsta, aproape în fiecare seară, era prezent marocanul. A venit în parc acolo, a strâns cu toții, tăteam în parc. Băi, ăsta nu vorbea, mă. Băi, marocanul ăsta, dacă îl întrebai tu, vorbea. Deci nu era de ăla să zici că era fițos, figurant, arfist, să nu vorbească că nu-i dătea voie arfele și figurile. Nu, n-aveai treabă cu el. Dar nu vorbea el, nu era vorbăreț. Eu, el stătea și asculta. Asculta pola, asculta pola, asculta pola. Bun, plec de acolo. Cum am plecat din parc, mă sună. Asta după, să zic, vreo 2-3 zile, după ce mi-a vândut lănțișorul, după vreo 2-3 zile, m-a sunat iar. Adrian zice, hai că am făcut ceva rost. Am făcut ceva rost de aur, zice, unde ne întâlnim? Bă, zic, ne întâlnim unde vrei tu, dar numai acolo în parc, zic, nu mai vin. Nu mai vin că poate mai rămâne vreunul pe în parc, poate alea. Și nu e bine, zic. Zice, bine, hai că ne întâlnim în locul cu tare, al parc, știi, în pavilion. Ne întâlnim în locul cu tare, zice, când ajung eu acolo, te sun și alea. Bine, mă, zic, hai. Băi, ajunge ăsta, era ceasul, cred că 12 și ceva, poate 1 noapte, era târziu, bă. A ajuns el acolo, în parc, m-a sunat. Zice, Adrian, sunt aici, în parc, vină încoace. În pavilion. Băi, fraților, îmi iau la mine piatra, lichidul, cântarul, mă duc acolo în pavilion, mă. Asta era la Foișor. Care sunteți prin Elehido sau care ați fost, știți Foișorul acolo din pavilion, unde sunt fântânele alea arteziene, știi? Ăsta stătea acolo, la Foișor. Băi, mă duc acolo la Foișor, o brățară, un lănțișor și încă o brățară. Două brățări și un lănțișor. Zice, fii atent, astea le-am deocamdată, zice, astea le-am, probează-le, zice, cântărește-le și eu te mai sun, zice, te mai sun. Bun, mă, bă, le probez frumos, le cântăresc, bam, bam, îi dau banii pe ele, bun, toate bune și frumoase. Zic, ia uite, o zic, treabă bună cu ăsta, știi? Treabă bună cu ăsta. Băi, fraților, băi, m-a mai sunat ăsta încă o dată, la câteva zile m-a mai sunat odată, știi? M-a mai sunat încă o dată, deci a treia oară. Iar m-am întâlnit cu el, acum de data asta mi-a vândut ceva cantitate, mai mare. Mai știu, 50-60 de grame. Bă, că a scos, zice, Adrian, uite, astea sunt piesele, bam, 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 uite, cântărește-le, bun, mă, pac, le iau. Zice, fii atent, eu cum prim ceva, zice, cum îmi cade ceva, să știi că eu pe tine te sun și eu ție-ți vând. Bine, mă, zic. Bă, zic, na, între toți de acolo, zic, m-a ales pe mine, zic, cine știe, zic, eu fi bătut lui ceva la oi, zic, de, m-a ales pe mine dintre toți aia marocani, albanezi, mai erau și bulgari care stăteau acolo în parc. Și câțiva români. Bun! Bă! Toate bune, frumos, am luat aurul, am plecat, a plecat și el. Ies următoarea seară în parc. Ăsta nu era în parc, marocanul. Ies următoarea seară, a doua seară, nu era în parc, a treia seară, nu era în parc. Păi arătare, zic. Bă, tu știi ceva de marocanul ăsta? Vă zic, e a treia seară care ies și ăsta n-a mai venit aici, nu e prezent. Bosule, nu știu nimic, dar zice, am auzit ceva. Ce ai auzit, arătare? Acum mă gândeam că zice că îmi vin de mie aur, știi că auzi că îmi vin de mie aur și atât, dar nu mă feream eu de arătare. Nu mă feream de el. Zic, ce ai auzit, arătare? Zice, albanezii ăștia, de când vii tu pe aici, zice, de când a venit marocanul, în fața ta n-au vorbit nimic până acum. Mă uit așa la ei, zice, cum vii tu aici, mielușei blânzi. Mielușei, zice, nu se dă în vorbă, nu vorbesc nimic. Cum nu ești tu aici, cum să vorbește? Zic, bă, arătare, ce să vorbește, mă? V-am spus eu, acum mă gândeam că spune daur, că îmi vin de la mie aur. Ce să vorbește, mă?
ci că marocanul ăsta le-a vândut la albanezii ăștia aur. Și auzi, zice, ce le-a vândut? Numai bănuți. Numai bănuți din aur. N-au vrut să spună cantitatea, zice, dar au spus aici, ce uite, și marocanii au auzit. Poți să-i întreb și pe marocani, că au auzit și ei. Dar în fața ta, zice, liniște. În fața ta, zice, ăștia nu vorbesc nimic. Nu știu de ce. Dar nouă ne-a spus. Nouă ne-a spus că le-a vândut marocanul. Ieri, zice, și alalteri le-a vândut bănuți din aur. Hopa! Zic, bă, mâncați, ce s-a întâmplat, mă, zic. De ce nu mai îmi vinde ăsta mie, mă gândeam acum, marocanul, că eu de câte ori cumpăram de la el. Eu așa procedam cu toți, nu numai cu el. De câte ori cumpăram de la vreun hoț sau na, ce era el acolo? Cumpăram marfă, în special de la hoți. Dăteam peste 10 euro, 5 euro, 20 de euro, 50 de euro. Depindea de cantitatea care o cumpăram, știi? Dăteam noi acolo peste. Ca să revină cu marfă la mine. Ce s-a întâmplat, mă, mâncați, zic? De ce vă zic? Nu vreau ăsta să mai vândă mie. În fine, zic. Bun. Am plecat acasă. Vin următoarea seară. Păi, următoarea seară, marocanul acolo. S-a așezat arătarea aici. Marocanul aici, lângă mine. Ăsta devenise nou. Stă lângă mine. Zic, mai mă, nimic, marfă, nu? Nu te nana, zice, Adrian, deocamdată n-am nimic. N-am nimic, când îmi cade ceva, zice, te anunț. Arătare, auzi aici lângă mine, atâta urechi s-a făcut, se cadă elefant la arătare, să audă ce vorbeam eu cu ăsta. Băi, nu mai rezist arătare, mă. Uite așa să frământa acolo pe bancă, uite așa făcea acolo pe bancă. Spune, amigo, ven un pochito, îi spune el ăsta, prietene, vino puțin. Să ridică marocanul, dai să dă cu arătare într-o parte. Auzi ce spune arătare. Ce bă, dar tu nu mai ai aur de vânzare, ce tu nu-i mai vinzi lui Adrian, zice, te duci și vinzi la albanezii ăia acolo. Ăla zice, lu arătare, auzi? Deci eu vând unde vreau marfa. Deci eu marfa mi-o vând unde vreau. Mi-mi pui tu mie, zice, unde să-mi vând marfa? Și a plecat marocanul, s-a așezat jos. Să așează și arătare. Bă, mai stăm acolo ce stăm. Eu m-am ridicat și am plecat. Hop, să ridic arătare, vine după mine. O să ridică și marocanul, vine și el după mine. Că eu acum am aflat ce este arătare lui ăsta, la marocan. Vine și marocanul, spune lui arătare. E, zice, amigo, eu îmi vând marfa, zice, unde vreau eu. Te rog eu frumos, zice, nu te mai băga și nu mai vorbi, că eu îmi vând marfa unde vreau eu. Da? Bun? Ne-am înțeles? Arătare ce bă, zice, vindeți marfa unde vrei. Dar, zice, tu prima dată ai vândut lui Adrian și acum vinzi la albanezii ăia? Păi eu nu i-am zis nimic la om, că omul până la urmă vindea marfa unde vroia el, știi? Zic, arătare, lasă-l în pace, zic, să-și vândă marfa unde vrea. Zic, bă, dacă ai aur și vrei să mi-l vinzi mie, ai numărul meu de telefon, mă sun, zic. Și am și plecat. Zice, da, Adrian. Și am plecat de acolo. Vin următoarea seară în parc. Ăsta acolo. Albanezii iară, mă. Bă, albanezii, până să vin eu acolo în parc, ei vorbeau. Se lăudau. Se lăudau în fața la ăștia. La marocani, la tovarășii mei, ăștia doi. La arătare, ca să audă arătare. Că ăștia auziseră că ăsta mi-a vândut mie aur de la arătare. Că i-am spus la arătare. Vă dați seama că i-am spus și au auzit de la arătare. Băi, vin acolo în parc albanezii. Dom'le, că ne vinde ăsta bănuți din aur. Am pus-o cu ăsta, zice, ne vinde numai bănuți din aur. Să lăudau albanezii acolo. Credeau că mă oftic eu. Cum să mă oftic eu că le vindea lor ăsta bănuți din aur? N-aveam eu de ce să mă oftic, că fiecare cu clientul lui, fiecare cu norocul lui. N-am eu cum să fiu eu invidios pe norocul altul. N-am cum să fac așa, dar trebuie să fiu nebun, să fiu prost, să fiu redus mental, să fiu invidios pe norocul altul. Nu, frate, fiecare cu norocul lui. Ăla are mai mult, ăla mai puțin, fiecare, cum îi dă Dumnezeu.
Bă, ăștia se lăudau acolo. Cum ajung eu în parc? Liniște. Arătare iar îmi zice. Bă, zice, cum ajuns tu aici? Zice, ăștia gata, nu mai vorbesc, nu se mai laudă, nu mai cumple. Și tu zice, gata, iară. Păi arătare, zic, taci mă din gură, zic, lasă-i mă în pace să laude. Lasă-i în pace. Da, domne, ce, dar de ce nu spune de față cu tine? Care ești șmecheria, ce, de ce ți-a spus? Bă, nu vrea. Nu vrea ca să aflu. Eu că, ale, nu mai vorbi, zic, taci din gură. Bine, domne. Băi, arătare, murea arătare. Că arătare să-mi prietenise cu marocanul ăsta. Deci eu vă spun, arătare, auzi, prietenos, băgăcios, să bagă în vorbă, în discuții. N-ai treabă cu el. Arătare să-mi prietenise cu ăsta. Deci arătare îl considera prieten pe ăsta, pe marocanul ăsta. Iar îi spune arătare. Băi, amigo, zice, dacă ai ceva, vinde bolul Adrian. Nu te mai duce la ăia, să nu-ți faci probleme. Până la urmă, arătare, auzi de ce îi spunea, ca să nu-i facă ea probleme. Să nu vândă ea bănuții pe acolo prin Spania, să-i facă problemele ăsta. Zice, bă, ăia o să-ți facă probleme, mă. Bă, ăia o să vândă aurul aici în Spania și o să-ți facă probleme. Și eu, zice, sunt hoț și eu spar case. Deci arătare nu-i spunea de invidie, înțelegi? Nu de invidie, zice, și eu sunt hoț și eu spar case și eu ți-am spus... Vinde lui Adrian, zice că ești în siguranță. Niciodată nu o să ai probleme. I zice, el trimite în România, tot aurul. Nu mai vinde la ăia, zice, vinde-i lui. Domne, zice, nu te băga, lasă-mă să-mi vând marfa unde vreau. Arătare, zic, dacă o singură dată îi mai spui lui ăsta ceva, zic, fii atent aici că troznesc una, zic, de... Da-și dracu din gură, zic, las omul să-și vândă marfa. Păi, arătare, nu i-a mai zis nimic. Dar pe partea alaltă fierbea sângele în el. Băi, fraților, băi, mâncavași, băi, țineți-vă bine acum. Deci eu v-am povestit, uite așa, pas cu pas, tot ce s-a întâmplat, ca să vedeți acum, băi, ce s-a întâmplat. Băi, ies într-o seară în parc. Ăsta nu venise acolo, marocanul. Ăsta nu venise în parc. Ies acolo în parc. Tovarășii mei marocani, ăia doi aici pe bancă lângă mine, arătare aici. Zice, Adrian, vreau să vorbesc ceva cu tine, unul dintre ăștia doi marocani. Zice, vreau să vorbesc ceva cu tine. Zic, da, mă, zic, hai fiind încoace. Mă ridic de acolo pe bancă, mă dau într-o parte. Zice, eu am auzit că mi-a spus și arătare că ți-a vândut ăla marfă. Băi, ăla marocan ca și ăștia. Dar nu prea aveau așa, înțelegi? Vorbeau, de vorbi vorbeau, dar n-aveau ei prietenie, legătură mare. Zice, am auzit că Mohamed ți-a vândut ceva, Mohamed îl chema pe ăla, că Mohamed ți-a vândut ceva aur ție și ăștia aici tot vorbesc albanezii ăștia că lor le vinde aproape în fiecare seară de o săptămână încoace, zice, în fiecare seară, în fiecare zi, le vinde bănuți din aur. Și nu înțeleg, zice, că a rărit drumul aici. Mohamed, zice, a rărit drumul. Când vine, când vine mai rar, dar le vinde la ăștia, zice, bănuți din aur, zice, în fiecare zi. În fiecare zi. Nu înțeleg, zice, de ce nu-ți vinde și ție. Bă, zic, omul să vândă unde vrea. Zice, bun, dar ți-am spus ca să știi. Băi, fraților, băi, ce fac, mă? Bă, tot auzeam că vând, le vinde la ăștia bănuți de aur. Bă, îl chem pe arătare. Arătare? Vem pe acasă. Vino cu ce zic. Da, bosule, vino cu ce zic că vreau să vorbesc cu tine. Da, spune. Dau pe arătare într-o parte, zic, băi, hai, plecând aici din parte, zic, hai că avem treabă. Da, bosule, hai că mergem. Bă, și le iau pe arătare, îl urc în mașină și plec cu el de acolo, din parc. Băi, arătare, zic, bă, tot m-a zăpăcit de cap. Și tu, și marocanii ăștia doi, zic, cu albanezii ăștia că vinde Mohamed bănuți la albanezi. Să moară familia mea, bosule, zice, dacă nu le vinde. Și ce am făcut? I-am urmărit. Auzi, bă, arătare, să moară familia mea, zice, dacă nu i-am urmărit. Zice, când am plecat de aici din parc, m-am făcut că am plecat, ai văzut când ai plecat și tu, v-am salutat pe toți, am plecat, am stat la pândă, zice, cum a plecat ăsta, m-am ținut după el. Am văzut că s-a întâlnit cu albanezii, zice, le vinde bănuți din aur, uite acolo în pavilion se întâlnesc.
În pavilion, zice, se întâlnesc și le vinde la ăștia bănuți din aur. Bă, mânca, bă, bă, arătare, i-a urmărit, bă. I-a urmărit. Dar să moară familia mea, bosule, zice arătare, să moară familia mea dacă nu-l fac pe ăsta. L-am urmărit, zice, și am văzut unde stă. Unde stă arătare? Bă, nu știam unde stă. Nu știam că eu de câte ori făceam combinații cu ăsta, bam parc aici, bam pavilion acolo la foișorul ăla. Deci niciodată nu ne-am întâlnit la el acasă, mă cheme, vină la mine acasă. Nu știam unde stă. Bandit marocanul. Unde stă bă arătare? Zice, domne, uite, de la biserică, puțin mai jos, sub blocurile alea acolo, la etajul 1. Zice, știi ce, m-am gândit, știi ce-i fac? Ce face arătare? Zice, îi sparg casa. Îl pândesc, cum pleacă de acasă, zice, intru în apartament și fac percheziție. Bun, mă zic. Bun. Zic, arătare, așa să faci. Intră, zic, și ei tot acolo. Tot, domne, zice, eu deja m-am gândit, zice, l-am urmărit, la male alea, zice, l-am pe listă. Bun. Băi, mâncavaș. Băi, trec câteva zile. Băi, trec câteva zile. Băi, mă sună arătare. Într-o seară. Două, trei de dimineață. Telefonul, la ora aia, bă. Pe telefonul meu personal. Deci pe telefonul meu personal. Cine mâncați și la ora asta? Iau telefonul ăsta. Da, arătare, zic, ce-ai făcut la ora asta? Mă sun, fial, dracu să fii, zic, dormeam. Bosule, trezește-te. Trezește-te, zice, că am lovit pontul. Vino la mine acasă. Bă, zic, tu ești nebun. Să moară familia mea, zice, dar n-am geanta aici. Vino cu acest să vezi ce-am luat. Mă. Păi, îmbracă-te repede, ia pe tine. Auzi? Foc automat, m-am îmbrăcat, m-am urcat în mașină, direct la arătare acasă m-am dus. Atâta geantă, avea arătare, uite așa, o geantă de aia. Bosule, să moară familia mea, zice, ăsta, zice, e greu. Ăsta e greu, zice, ăsta are bani mulți. Fii atent aici, zice, ce are în geanta asta. Băi, bani, geanta, auzi? Telefoane, nu la vânzare. Nu vă gândiți că avea telefoane pentru vânzare. Nu, mă. Vreo 10 telefoane ale lui. Vă dați seama, numere de telefon diferite. Vreo 10 telefoane în geantă. Încărcătoare în geantă. Lichid de probat aur, piatră, cântar și acum țineți-vă bine. Auziți aici, vreo 100 de bănuți. Băi, vreo 100 de bănuți. Uite așa a făcut Stivă, câte 10 puși în pachet și într-o cutie de carton. Bam, 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 bam. Deci vreo 100 de bănuți. Arătare zice, bosule, am dat lovitura. Am dat lovitura. Bine, în geanta acolo și atâta macetă pusă în geanta acolo. Bă, eu cred că ăsta era bagajul lui cum ar veni. Cam tot bagajul lui cred că ăsta era. Că a zis arătare că acolo în casă n-avea mari lucruri, n-avea la căutat în șifonier, n-avea haine decât 2-3 tricouri, 2-3 perechi de pantaloni. Deci ăsta nu venise cu bagaj mult, ăsta venise pentru o perioadă scurtă de timp. Că imediat să vedeți aici cu ce tactică a venit ăsta că vă ia capul, înnebuniți. Eu până atunci așa ceva n-am întâlnit, până la marocanul ăsta. Deștept. Băi! Și atâta macetă, v-am spus acolo, o soluție într-o sticlă, în fine. Pentru mine e important bănuții. Băi, iau bănuții de acolo, pac, îi pun pe masă, auzi, direct, arătare, zic, adu lichid, adu piatră cântar, pune aici. Aduce eu la bă, pune pe masă. Dă-mi coasă, iau la aprobat. Băi, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, probează. Au urmă,
Bă, ia aur, mă. Bă, doi, probează. Aur de 18 carate. Deci nu se ștergea după piatră. Frecam pe piatră, dă-i lichid, nu se ștergea. Aur arătare, zic, ești nebun la cap, sunt toți din aur. Băi, vreo 100 de bănuți. Arătare zice, busul am pus-o să moară familia mea, dacă n-am pus-o, zice. Am pus-o, ești nebun la cap. L-am lovit pe ăsta. L-am lovit rău de tot. Băi, zic, stai așa puțin. Stai puțin, arătare. Înainte să te bucuri, stai să probăm bine marfa. Băi, iau un bănuț de ăla și auzi. Uite așa-l rup. Pun soluție pe aia și pun bănuțul pe soluție direct. Jumătatea care am rupt-o, jumătate de bănuț, uite așa am pus-o pe soluție. Deci am pus soluție pe piatră, mai multă soluție. Și bănuțul, uite așa, pe cant unde era rupt, l-am băgat în soluție. Băi, când a început să fiarbă acolo, bluc, 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 și să se înnegrească, arătare ce pont ai lovit. Să nu spui că nu sunt din aur. Băi, uită-te, zic, nu sunt din aur, mai rupem unul. Băi, și-am mai rupt unul. Băi, și-am mai rupt unul. Trei bănuți. Bă, mâncavași, nu erau din aur, bă. Băi, la mijloc, nu știu ce metal aveau, decât deasupra erau îmbrăcați într-o foiță din aur. Le-a făcut băiță, știi? Bam, bam, de două, trei ori i-a spălat în ăla, în aur, tu dă-te-i pe piatră. Ieșea că sunt din aur, dar să lua straturi. Primul strat, al doilea strat, al treilea strat, nu știu câte straturi aveau. Ieșea pe piatră aur, mă. La mijloc, metal, nu știu ce metal, că o fi fost cupru, bine, ceva ce să nu se lipească de magnet, vă dați seama. Puneai și magnetul, nu se lipea. Băi, arătare zi, băi, nu sunt din aur, mă. Băi, arătare zi, băi. Băi, ăsta de-aia nu mi-a vândut mie bănuții, mă. Băi, ăsta de-aia nu-mi vindea mie bănuți și ăsta îmi vindea doar aurul care îl lovea de la ponturi. Aurul curat, zic, mi-l vindea mie și bănuții ăsta de-aia vindea, mă, la albanez, mă. Băi, bosule, zice, ești nebun la cap. Așa e să moară familia mea, zice, de nu-i așa. Ai dreptate. Ăsta, zice, de-aia nu-ți vindea ție bănuți și ție-ți vindea doar aurul care era aur. Și la albanez, zice, le-a vândut bănuții ăștia că nu-i din aur. Ăsta, zice, a stat acolo, ne-a studiat, a văzut cine ești, ce ești. Și de-aia i-a fost frică să-ți vândă ție și s-a băgat cu albanezii. Zice, i-a văzut mai proști, i-a văzut mai alea. Păi eu, zice, muream, bă, zice, muream când vedeam că vin de la albanezi și nu-ți vinde ție. Adică ce, erau mai șmecheri ca tine albanezii ăia? Cum să le vândă lor, ție nu? Dar uite, băi, bosule, zice, de ce nu ți-a vândut ție și le-a vândut la albanezi? Uită-te și tu, zice, nu sunt bănuții din aur. Băi, fraților, băi, mâncava, țineți-vă bine. Ce-l pun pe arătare să fac? Arătare? Bănuții ăștia de i-am probat, dă-i deoparte. Pune înapoi în geantă tot ce ai luat acolo. Bă, zic, pune înapoi în geantă tot ce ai luat. Tot, nu oprești absolut nimic. Telefoanele pui înapoi, tot ce era în geantă, pune înapoi. Am închis geanta, zic, o iei și te duci cu ea și o duci înapoi. Eu arunci pe balcon. Bosule, zice, să moară familia mea, zice, cum să fac așa ceva, să mă întorc eu înapoi, zice, de unde am luat asta, să duc. Zice, ești nebun la cap, zice, cum să fac așa ceva. Dacă mă prinde ăla, ce, dacă mă vede acolo. Băi, n-auzi? Acum, imediat, ăla e plecat de acasă, nu? Ce, da, e plecat de acasă, zice, că l-am pândit, bam, bam, du-te, du geanta înapoi. Băi, bosule, și dacă a venit? Băi, eu arunci pe balcon, hai că stă la etajul 1, nu? Da. O arunci pe balcon și e plecat de acolo. Nu te vede ăla, nu stă ăla pe balcon să te vadă, zic. Te uiți, vezi că nu e pe balcon și ai aruncat-o și ai fugit. Mamă, să moară familia mea, zice, ce mă pui să fac? De ce să fac așa ceva? Fă-mă ce spun eu. Fă ce spun eu, zic că ăsta nu e fraier și ai să vezi. Și ai să vezi, zic că e treabă bună. Bine, mă. Bă, ia arătare. Geanta? Aduce, bă, mâncavaș. Arătare și aruncă geanta înapoi. Bang, pe balcon. De jos, bang, i-a aruncat-o pe balcon acolo, pe terasa aia. Bun, mă, fiți atenți aici.
Următoarea seară ies în parc. Ia uite, albanezii acolo în parc. Marocanul n-a venit, bă. Marocanul n-a venit. Ăsta devenise nou, n-a venit. Albanezii în parc acolo. Bă, ieșim o seară. Bă, ieșim două. Bă, ieșim trei. Bă, patru. Bă, cinci. Vreo săptămână de zile. Marocanul nu a mai venit în parc. Nici nu l-a mai văzut. Deci, nici nu l-a mai văzut. Ia uite albanezii, bă, cum ajung acolo în parc după vreo săptămână. S-au abținut, ei s-au abținut, vă dați seama, o săptămână de zile. Nu știa nimic de marocanul ăsta. Adrian, tu știi ceva de Mohamed? Că n-a mai venit pe aici prin parc, nu mai știm nimic de el. Zic, de ce, mă? Bă, așa te întrebăm și noi. Știi ceva de el? Zic, bă, nu știu nimic de el, dar o să mă interesez. Zic, ce bine, dacă afli ceva, poate ne spui și nouă. Zic, să văd dacă au ceva. Băi, fraților, bă, mai trec două, trei zile, vine un albanez, unul dintre ăia, ăștia erau gașcă. Uniți albanezii. Trec două, trei, patru zile, nu știu cât au trecut, vine unul dintre albanezi la mine. Adrian, vreau să vorbesc și eu ceva cu tine, se poate, te rog frumos. Zic, da, mă, cum să nu? Mă ridic după bancă, mă dau într-o parte cu el. Ia să mă zic, ce s-a întâmplat? Nervos albanezul, nervos. Ce s-a întâmplat, mă? Tu știi ceva de marocanul ăla? Ai aflat ceva de marocanul ăla? Deja aici, cu alt ton. Nu mai vorbea pe tonul care m-a întrebat prima dată de marocan, vesel, ia uite, frumos. Acum deja pe alt ton, nervos. Tu știi ceva de marocanul ăla, de Mohamed? A? Ai aflat ceva? Zic, bă, păi mie nu-mi vine să cred. Toată lumea știe, zic, numai tu nu știi? N-ai aflat? Nu, Adrian, zice, n-am aflat. Acum nu l-am întrebat de ce, ce s-a întâmplat, dar mi-am dat seama. Mi-am dat seama că s-au prins, că bănuții ăia nu erau din aur, ci îl căuta pe marocan. După felul cum mi-a vorbit, unde e marocanul, nervos, știi, răstit? Deci nu mai era, ia uite, calm și liniștit. Cum au aflat, gata. Da, și eu, fiți atenți aici. Fiți atenți aici ce le-am băgat-o. Bă, cu mine e greu. Să mor eu dacă nu, cu mine e greu. Bă, păi tu n-ai auzit, mă? Zic, toată lumea știe, ești nebun la cap, numai tu nu știi. Ce să știu, Adrian? Bă, pe marocanul ăla l-a mierlit unii, mă. Tot marocani. Zic, l-au mierlit. Madre mia, zice. Nu se poate. Bă, zic, tu ești nebun la cap, tu n-ai auzit? Nu, Adrian, n-am auzit. Zic, fii atent, taci din gură, mergem acolo, zic, la bancă, deschid eu subiectul și să vezi. Să vezi și tu. Zice, bine. Mergem la bancă acolo. Auzi, marocanii ăștia nu știau nimic. Deci eu la tovarășii ăștia mei nu le-am spus nimic. Dă bănuți, că a luat arătare, că nu sunt bănuții buni, bă, n-am zis nimic la nimeni, ca să nu-i fac probleme la băiat. Zic, bă, dacă ăsta n-a vrut să-mi vândă mie, să nu mă ardă, să nu-mi dea țeapă, eu de ce să-i fac rău? A? De ce să-i fac rău dacă el n-a vrut să-mi facă mie rău? Mergem acolo la bancă. Zic, băi, care a auzit, bă, ce s-a întâmplat lui Mohamed? Eu la bancă acolo. A mai auzit cineva de aici dintre voi ce s-a întâmplat lui Mohamed? Arătare zice, da, eu am auzit. El știe, da, eu am auzit ce s-a întâmplat. Deja eu vorbit cu arătare, îi spusesem la arătare ce să spună.
L-a omorât marocanii, zice. L-a omorât la mierlii marocanii. L-a găsit poliția mort acolo în casa aia părăsită, zice arătare. Când au auzit albanezii, marocanii de aici și ei. Da, zice, și noi am auzit. Băi, și-au dat seama. Băi, marocanii și-au dat seama. Deci voi vă dați seama, deștepți băieții. Și-au dat seama ce a vorbit ăla cu mine acolo, de ce am venit eu aici, mă cunoșteau marocanii. De ce am venit eu aici, de ce a răspuns arătare și ei au confirmat. Zice, da, da, zice, și noi am auzit că l-au omorât acolo în casa aia părăsită, l-au găsit mort. Băi, când au auzit albanezii, auzi. Zice, auzi, zice, la mierlit, am zic, da, mă. Adrian, zice, spun sincer, zice albanezul ăla, noi îl căutam să-l mierlim noi. Bine că l-au mierlit ăia, zice, că îl mierleam noi. Știi ce ne-a făcut? Albanezul ăsta îmi spune mie. Știi ce ne-a făcut? El a cu crezut că poate mi-a vândut și mie ăla bănuț din aur și ca să-mi spună cum ar veni, că nu sunt bun, să bage și în mine cuțitul, știi? Cum ar veni să mă atace. Zice, știi ce ne-a făcut? Ce v-a făcut, mă? Ne-a vândut bănuți, ci că din aur. Nu sunt din aur, Adrian. Dacă ai cumpărat de la el bănuți, să știi că nu sunt din aur. Păi, băiatule, zic, eu n-am cumpărat, zic că n-am vrut să cumpăr. A vrut să-mi vândă și niște aur, zic, n-am vrut să-l cumpăr eu, știi? M-am întâlnit cu el, am văzut piezele, am zis să nu fie ciordite, să n-am probleme, n-am vrut să le iau. Cum, n-ai luat aur de la el? N-am luat, zic, nici aur, nici bănuț, n-am luat nimic de la el. Zic că am zis să nu fie ciordite piesele alea, n-am vrut să-mi fac probleme. Adrian, crede-mă, zice, că noi îl căutam să-l mierlim acum. Noi îl căutam, eram puși pe el, zice, ne-a dat țeapă grea rău de tot. Țeapă grea, zice, peste 100 de bănuți ne-a vândut. Uai, auziți, bă, peste 100 de bănuți. Băi, zic, nu știu, zic, nu mă bag, n-am avut tangențe cu el. Dar vă spun ce am auzit. L-au mierlit marocanii. Uite acolo, în casa aia, așa, 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 uite așa, l-a găsit și alea. E mort om, l-a omorât. Auziți? Băi, albanezii? Gata. S-au liniștit. Deci nu s-au mai pus pe urmele lui să-l caute pe marocanța alea, nu. Băi, fraților. Băi, trece, să zic așa, nu mai știu, 2, 3, 4 zile, 5 zile. Sună telefonul. Răspund. Auziți cine era la telefon? Marocanul. Mohamed, ăla venise nou acolo între noi cu bănuții de aur. Adrian, zice, eu sunt Mohamed. O, zic, te salut, Mohamed. Adrian, eu cât am stat acolo între voi, eu v-am studiat. Auzi, bă, ce-mi spune ăsta la telefon. Zice, eu v-am studiat și dacă am luat decizia să nu te ard pe tine, am luat-o după ce v-am studiat. Eu te-am văzut că ești băiat deștept, te-am văzut că ești băiat capabil, dar nu m-am gândit niciodată și nu m-am așteptat să fie chiar așa. Deci îți mulțumesc. Îți mulțumesc și nu-ți mulțumesc doar pentru geanta care mi-ai trimis-o înapoi. Auziți, bă? Băi, auziți ce băiat deștept? Și-a dat seama când a găsit geanta pe balcon și-a dat seama că a fost adusă geanta înapoi și aruncat acolo. De ce și-a dat seama că sunt eu? De unde și-a dat seama? Imediat i-a ajuns la ureche. Eu cred, adică sunt mai mult ca sigur, nu cred, că altfel n-avea de unde să afle. N-avea de unde să afle. Eu sunt sigur. Acum nu știu dacă vreunul dintre marocanii ăștia doi, dar nu cred, tovarășii mei, poate al marocan, era pe combinație cu el.
Adică vreunul din marocani ăștia, sau poate nu era marocan, nu știu, nu știu, da, eu cred că era marocan al lui. Eu cred că vreunul dintre ăștia l-a adus pe ăsta aici să dea țeap, să dea lovitură. Sau, altă variantă, el când a venit aici s-a împrietenit cu vreunul din gașca asta, s-a împrietenit atât de tare încât ăla îi ciripea lui. Bă, mă înțelegeți, fraților? Deci ăla-i ciripea lui, tot ce se vorbea aici, ăla-i ciripea lui, la marocanul ăsta. Și eu cred că de aici din gașcă, 100% așa a fost, de aici din gașcă a fost vreunul care l-a sunat. Bă, românul, Adrian, știi ce le-a spus la albanezi? Că albanezii te căutau să te mierlească. Că le-ai vândut bănuții ăia, nașpa. Și au zis albanezii că te caută, să te bată. Știi ce le-a spus Adrian? Că ești mort. Că te-a omorât unii, că te-a găsit acolo mort în casa aia părăsită. Le-a băgat la albanezii în cap treaba asta, au spus și marocanii, a spus și arătare. Și uite așa, i-a luat pe albanez după tine. I-a luat după urmele tale. Că dacă nu, albanezii erau puși pe tine, bă, să te caute. Acum marocanul când a auzit, Mohamed ăsta cu bănuții, m-a sunat, bă. Deci, Adrian, îți mulțumesc și pentru geantă că a venit înapoi. Deci el a făcut legătura, mă. Ce a zis? Bă, ăsta l-a pus pe ăla, dă mi-a furat geanta. A văzut despre ce vorba, număra bănuții, că nu era fraier, a văzut că lipsesc trei de acolo ce am probat. Mi-a trimis geanta înapoi și auzi ce le-a dat zvonul la ăia acolo, când și-a dat el seama de ce nu i-am vândut eu lui bănuții. A gândit-o marocanul. Ce-o fi, cum și-a dat seama de ce nu i-am vândut eu lui bănuți, el imediat m-a scos din belea. Zice, vreau să-ți mulțumesc și pentru geantă și îți mulțumesc și pentru că m-ai scos din belea. Bă, băiatule, zic, stai liniștit. Stai liniștit, zic, n-ai de ce să-mi mulțumești. Eu mi-am dat seama că ești băiat, ești caracter și de-aia am făcut asta pentru tine. Zice, să știi că nu sunt supărat pe tine. Nu sunt supărat pe tine pentru ce s-a întâmplat cu geanta. Chiar îți mulțumesc. Și să știi că o să ținem legătura. În maxim o săptămână, două, te sun. Te sun, zice, vii aici, în Valencia, cam o combinație pentru tine. Zice marocanul. Bine, mă, zic, când vrei tu, dacă ai combinație, zic, sună-mă. Că vin, zic, nu-i problemă, vin, sună-mă că vin. Adrian zice, îți promit, nu știu, zice, acum cât o trece, o săptămână, două, nu știu, zice, dar te sun. Am aici ceva de rezolvat, cum am rezolvat, te sun. Bine, mă, Mohamed. Băi, și-a închis telefonul. Albanezii, gata. Băi, albanezii au înghițit gălușca, că l-a mierlit. Ați înțeles? Gata, nu mai... Nici gând să-l caute pe ăsta, știi? Deci l-am scos din gura la albanez, din ochii la albanez, l-am scos pe Mohamed. Și o să vă povestesc în vlogul următor că m-a sunat Mohamed ăsta. Și vă povestesc în vlogul următor de ce m-a sunat. Ce combinații mi-a propus el mie. Deci ascultați-mă ce vă spun, e bombă. Bombă. Da, bă, fraților. Și uite așa am înțeles și eu. Băi, un șmecher adevărat, un băiat cu obraz, caracter, care are simț, trebuie să ai simț. Când te învârți în lumea asta, trebuie să ai simț și să citești repede omul. Ăsta, Mohamed ăsta, a venit aici în zonă, pregătit cu bănuții ăștia falși. Deci el era pregătit, vă spun eu.
auzi, cartușele băgate, bam, 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 a stat în parc o săptămână de zile și a luat seama. El nu vorbea. Asculta. Albanezii, cei cu ei, bam, 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 radiografie. Cei cu albanezii? Albanezii așa, bam, 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 bun. Cei cu românul ăsta, cu mine, cu Adrian? Păi ăsta așa, bam, 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 bam. Cu marocanii, bam, bam, bam. Deci el ne-a făcut radiografie acolo la fiecare în parte, marocanul ăsta. Deci ne-a luat și uite așa ne-a analizat și vorba. Și tot el a analizat-o și cu ce ne ocupăm și în ce lume ne învârtim și cine suntem și tot. Și el a zis, bă, unde e veriga slabă? La albanezi. Aici lovesc. Mie de probă mi-a adus aur, bam, bam, poate. Poate că aurul ăla care mi l-a vândut mie, el cred că era și spărgător. Și unde lovea, vindea aurul, înțelegeți care îl lovea, vindea aurul ca să se întrețină. O chirie, mâncare, un alta bam, bam și pe partea alaltă să-și dea bănuții. Nu știu de ce a procedat așa. Nu știu nici de unde avea aurul ăla, dar mie mi-a vândut aur bun. Și el uite așa ne-a luat și ne-a făcut radiografia. Asta înseamnă șmecherie. Deci marocanul ăsta a dat dovadă de adevărată șmecherie. Și eu i-am dat lui dovadă că nu sunt fraier. Și i-am dat dovadă, i-am dovedit că el dacă a stat și ne-a analizat și a avut o părere bună despre mine, că din start, odată ce ne-a încercat să mă ardă cu bănuții, a avut o părere bună. Și eu i-am dovedit lui că el dacă a avut o părere bună despre mine, nu s-a înșelat. Dar nu s-a așteptat. La așa ceva nu s-a așteptat, mi-a spus, la așa ceva nu m-am așteptat în viața mea să-mi faci. Ești tare. Acum, zice, am înțeles cu adevărat capacitatea ta. A zis marocanul. De ce asta înseamnă? Să fii șmecher, să fii umblat. Și eu vă povestesc întâmplările prin care am trecut, că știu că sunteți foarte mulți care n-ați umblat în lume, poate că ești în străinătate, ești pe treaba ta, muncești, nu știu, în domeniul tău, n-ai avut de-a face cu categoria asta de oameni și atunci eu vă povestesc întâmplările astea să știți să nu luați țeapă, să știți cum să abordați situația. Știu că vă sunt de folos. Eu încă o dată vă salut pe toți prietenilor care mă urmăriți, care apreciați cu un like, care mă salutați în secțiunea pentru comentarii, bineînțeles, care distribuiți, să vadă toată lumea, să ajungă cât mai departe vlogurile mele. Mă bucur când văd că vlogul meu e distribuit și ajunge cât mai departe. Vin oameni noi pe canal și acolo în secțiunea pentru comentarii mi-a scris cineva, rusule, te-am văzut pe Facebook, te-a distribuit un prieten de-al meu pe Facebook și te-am văzut pe Facebook, am intrat, m-am abonat și îmi pare rău că te-am descoperit așa târziu, dar îți iau toate vlogurile din urmă acum la vizionat, pentru că am foarte multe de învățat. Mă bucur când văd chestia asta și că apreciați. Vă spun numai bine, rău la nimeni și multă sănătate. Și bineînțeles, ne revedem la următoarele vloguri. Numai bine, prietenilor. Sănătate multă!